dacă sunt descoperite într-un stadiu incipient și se suprimă biberonul în timpul nopții, atunci avem toate șansele ca dinții să se remineralizeze și să rămână așa, sau să poată fi tratați ulterior. Dacă acest obicei continuă și, deși copilul plânge pentru că la un moment dat apar carii complicate, părintele nu-și dă seama și continuă cu administrarea laptelui și în timpul nopții, pot să apară și abcese dentare, complicații destul de urâte. Traumatismele dentare, în cazuri mai rare, se pot trata și în cabinetul ortodontic, dar sunt, dacă este nevoie de contenția prelungită a unui dinte care a avut, eu știu, o avulsie dentară sau care a suferit un traumatism sever, putem să facem și noi aparate de contenție pentru așa ceva. Însă, de cele mai multe ori, sunt tratate în cabinetul stomatologic. Cele mai frecvente traumatisme la copii sunt fracturile dentare, care uneori pot interesa doar smalțul dintelui și dentina, alteori pot interesa și camera pulpară, sau pot fi fracturi radiculare, fracturi de rădăcină, ori pot fi însoțite de avulsia parțială sau completă a dintelui din alveolă. Adică, practic, dințișorul este expulzat din gură.